Am venit, dragi prieteni, de la parchetul Tribunalul Militar, de la Tribunalul Militar, unde mă judec cu parchetul militar. Pentru o rezoluție de neîncepere a urmăririi penale, dată absolut siderant, absolut scandalos, pentru evenimentele petrecute la parchetul general, atunci când șefii jandarmeriei, Sebastian Cucoș și Lucian Sindile, au fost chemați pentru a fi pus sub acuzare, împreună cu Laurențiu Cazan, pentru represiunea brutală a manifestației din 10 august. Știți că e un mod normal când merg la procese cu jandarmeria, filmez la fața locului, în fața instanței respective. N-am putut să filmez astăzi la Tribunalul Militar, pentru că Tribunalul Militar este unitate militară. Și legea în România spune că n-ai voie să filmezi unitățile militare. De aceea am venit acasă și pentru a vă arăta imaginile. Am făcut un live la cald în care puteți vedea exact impresia, starea de spirit pe care am avut-o imediat după ce am ieșit de la proces. Am făcut acel live pe Facebook și voi ridica și acel live pe YouTube ca să prindeți cei care urmăriți de pe YouTube starea mea de spirit de la momentul respectiv. Până atunci, haideți să vă arăt imaginea de la care a plecat această plângere penală, apoi să vă explic ce s-a întâmplat și să vă spun că este a șasea plângere penală. Cinci până acum n-au făcut nimic în cazul lor. Absolut nimic. Pe asta au închis-o foarte rapid în mod interesant și o să vedeți cum au închis-o și de ce mă judec cu ei și am ajuns la Tribunalul Militar București. Întâi, haideți să vedem imaginea. Este momentul când Sebastian Cucoș apare la parchetul militar, îl vedeți aici în spate și eu merg împreună cu restul jurnaliștilor, sunt în grupul de jurnaliști, vedeți, sunt numai ziariști în jurul meu, să-i pun și eu întrebări. Moment în care doi jandarmi mă flanchează, doi jandarmi, îl vedeți pe unul aici, jandarmul ăsta cu chelia, cu slănina așa perfect dreaptă, zici că e pistă de aterizare, da? Și un al doilea jandarm, aici îl vedeți pe Cucoș cum se uită la mine, și un al doilea jandarm vine din partea cealaltă, îl vedeți aici, ăsta este ofițer, observați tresele, ăsta e subofițer, ăsta este ofițer. Doi jandarmi care au venit special ca să mă flancheze pe mine, deci fizic să mă blocheze pe mine, să-mi exercit meseria. Aici se vede Ionela Arcanu de la Realitatea TV, microfonul de la TVR. Altă cameră de filmat bănuiesc că este operatorul Ionelei, în spate este fata de la B1 TV, ei n-au avut treabă cu niciun ziarist, numai cu mine. Eu să nu fiu acolo, să nu pun întrebări, să nu pot să-mi fac meseria de jurnalist, de strict ăsta a fost scopul intervenției lor. Uitați-vă ce se întâmplă, acest individ mă ia, mă bruschează, mă ia cu forța împotriva voinței mele, mă scoate din grupul de jurnaliști. Observați, restul jurnaliștilor de jandarmeria n-a avut treabă cu niciun alt jurnalist, aici sunt toate camerele de luat vederi. Foarte important este să rețineți pozițiile acestor camere de luat vederi între Cucoș și intrarea în parchetul general. Este foarte important, rețineți acest cadru. Numai eu sunt singurul scos de către cei doi jandarmi, uitați-vă aici, trag de mine. Deja eu sunt scos din grupul de jurnaliști cu forța, împotriva voinței mele. Grupul de jurnaliști este acolo cu Cucoș și eu sunt târât undeva, tras de haine, împins în spate, în încercarea de a fi scos de acolo. Vedeți? Deci eu deja jandarmii pe mine m-au luat pur și simplu, aici vorbim de o acțiune de a mă împiedica să-mi exercit profesia, făcută de către acest ofițer împreună cu celălalt subofițer, în mod abuziv, pentru că ei nu aveau niciun drept de intervenție împotriva mea. Și eu sunt scos aici dintre jurnaliști. Deci mi se, în mod abuziv, prin exercitarea forței fizice, mi se interzice să-mi exercit profesia. Asta face jandarmeria. Ceea ce este un abuz, oameni buni. Pentru că jandarmeria se ocupă cu ordinea publică. Nu se ocupă să scoată un anumit ziarist dintr-un grup de ziariști pentru că acel ziarist să nu pună întrebări. Procurorul ar fi trebuit să ancheteze foarte serios acest caz. Să se uite foarte serios la aceste imagini. Să ceară imaginile filmate de jandarmerie pentru că ei au filmat cu 3 camere, 4 ore, deci sunt 12 ore de filmări. Să audieze ceilalți jurnaliști. Ați văzut-o pe Ionela Arcanu, ce aproape era de mine. Ea trebuia să devină martor în acest proces. Și să ia măsuri împotriva jandarmilor. Ce a făcut procurorul de casă? Le-a făcut o adresă la jandarmerie, unde există un serviciu de ăsta special de anchete, și le-a spus, vă rugăm să luați niște declarații. Și jandarmii ei între ei și-au luat declarații și au spus, foarte important, dragii mei, că au recunoscut, da, domne, l-am ținut de mână, nu l-am lăsat să filmeze, într-adevăr, el a vrut să-l filmeze pe Cucoș, dar zice că nu l-am lăsat să-l filmeze ca să asigurăm bunul acces al lui Cucoș în instituție. Ăsta a fost argumentul lor. Dom'le, noi nu ca să-l împiedicăm să-și facă profesia, ci pentru că el îl bloca pe Cucoș să intre în instituție. Țineți minte ce vă spuneam despre acele imagini și de ce sunt ele importante? Ia uitați-vă aici, dragii mei. Uitați-vă un pic la aceste imagini. Hai să le reluăm. Pentru că procurorul de caz avea în imagini dovada minciunii jandarmilor. În primul rând aici, vedeți, eu sunt în lateralul lui Cucoș. El merge în direcția asta, eu nu eram în fața lui.
Deci n-aveam cum să-l împiedic să facă ceva, orice. În al doilea rând, dacă scopul era ca jandarmii să-i facă o cale liberă lui Cucoș, păi jandarmii trebuiau să ia pe ziariștii ăștia de aici. Ia uitați-vă ce e aici, oameni buni. Că ei sunt între, numai un pic să găsesc imaginile, să vedem dacă găsim undeva imagini un pic mai clare, da? Ei sunt între Cucoș și intrarea în sediul parchetului, da? Cucoș trece pe aici. Eu eram în lateralul lui, deci eu nu eram în fața lui, eu nu-i blocam lui niciun acces. Deci n-au nicio justificare. Uitați-vă cum trece Cucoș, da? Pe mine, ei trag de mine în continuare. Deși eu nu mai eram în fața lui Cucoș, ei mă trag și mai departe, da? În timp ce aici sunt toți cameramanii și asupra lor nu intervin. Cameramanii fiind poziționați între Cucoș și intrarea în instituție. Păi dacă scopul lor era așa cum au declarat ei, au dat toți jandarmii niște declarații false, toate sunt la copy-paste. Dacă scopul lor era și ei au intervenit acolo numai ca să-i facă loc lui Cucoș, așa au zis, păi n-au îmbrâncit niciun cameraman de aici, oameni buni. Eu am fost singurul jurnalist luat abuziv. De ce mi-ai interzis mie să-mi practic profesia? Uitați-vă aici. Deși Cucoș aici deja se duce în parchet, eu în continuare sunt bruscat de jandarmi. Ori procurorul n-a ținut cont de aceste imagini. Uitați-vă, eu sunt bruscat și Cucoș este în sediul parchetului. Cucoș e înăuntru și eu sunt bruscat de jandarmi, dragii mei. Procurorul n-a ținut cont de imaginile depuse la dosar. Este incredibil ce au putut să facă în acest dosar. Pur și simplu i-a pus pe jandarmi să dea niște declarații în care ei copy-paste susțin același lucru și la revedere. Nu m-au audiat pe mine ca parte vătămată. N-au audiat martori independenți, adică jandarmi care nu făceau parte din echipa de intervenție, cei care păzeau parchetul. N-au cerut imaginile filmate de toți operatorii aia de la televiziuni. Pentru că aici nu vorbim de o vătămare corporală, că așa a zis procurorul. Dom'le, da, a acționat cu forța împotriva lui, dar nu i-a provocat nicio rană, nu i-a spart nasul, nu i-a spart capul, deci nu avem treabă cu jandarmi. Păi nu vorbim de o vătămare corporală, aici vorbim de abuzul de interzicerea exercitării profesiei unei persoane. I-am spus astăzi judecătorului în sala de judecată, zic, domnule președinte, dacă eu acum aș pleca de aici din locul în care mă aflu și aș veni la dumneavoastră și v-aș ține de mâini să nu puteți să vă notați, să vă faceți ce faceți dumneavoastră în calitate de președinte. Zice, nu vă recomand. Păi normal că nu fac asta, pentru că ar fi ilegal. Sau pe domnul procuror care este în dreapta, să-l țin de mâini să nu poată să-și ia notițe în timpul procesului. Sau, hai zicem că suntem într-un tribunal și are reguli speciale. Pe stradă. Ce-ar fi eu să fiu cu un prieten cu mașina? Poliția rutieră să-l oprească pe prietenul meu pentru că a încălcat o regulă de circulație și când polițistul vrea să-i scrie procesul verbal, să ia permisul, eu să-l țin de mâini pe polițist. Eu nu-i provoc nicio rană. Nu-i provoc nimic, îl țin de mâini. Nu-l învinețez, nu-i dau un cam. Păi cum, îi ultraj. Același lucru s-a întâmplat cu mine. În timp ce om exercitam profesia, ăștia au venit, m-au luat de mâini, m-au bruscat, m-au tras de acolo, împiedicându-mă să-mi exercit profesia, oameni buni. Păi dacă ăsta nu este abuz. Dacă ăsta nu e abuz și e dovedit video și procurorul ignoră probele video, nu cere alt probatoriu, procurorul de la parchetul militar, nu mă audiază pe mine ca parte vătămată, nu audiază martori, le zice la jandarmi, dați voi 10 jandarmi o declarație copy-paste, tot 10 la fel și gata, am închis cazul. Cum e posibil așa ceva, oameni buni? Ei, aceste lucruri le-am scos în evidența judecătorului de la Tribunalul Militar București. A rămas în pronunțare. O să vedem ce se va decide. Dacă acest caz nu va fi redeschis și am solicitat judecătorului să-i dispună, pentru că judecătorul atunci când infirmă o soluție, poate să-i dispună concret procurorului să-i dea dispoziție ce să facă. Și eu am cerut judecătorului să-i dea dispoziție procurorului să ceară de la jandarmerie toate filmările din ziua respectivă. Să ceară de la parchetul general camerele de supraveghere. Să audieze martorii toți jurnaliștii care au fost prezenți și să ceară înregistrările video de la televiziuni. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci, practic, din momentul în care Tribunalul Militar va decide că asta este în regulă, se deschide calea către un lucru foarte periculos pentru orice fel de ziarist din România. Îi va afecta pe toți. În funcție de ce politicieni vor veni la putere și vor da ordine șefilor slugi din conducerea jandarmeriei, orice jurnalist va putea să fie luat cu forța de jandarmi și împiedicat să-și exercite profesia, dragii mei. Orice jurnalist. În mod normal, presa din România ar fi trebuit să urmărească acest subiect. N-au venit. Îi doare în cot, oameni buni. Îi doare în cot de abuzurile jandarmeriei. De ce? Pentru că presa în România este din două categorii mari și late. 90% către 95% este presa cu patron penal, presa mafiei.
Ăia nu sunt jurnaliști, sunt mercenari. Antena 3, România TV, Luju, EVZ, Știri pe Surse, DC News, Realitatea, da? Și ăștia nu vin pentru că patronii le interzic să facă lucrul ăsta și restul sunt pe găști. Da, ei nu sunt împotriva lui Dragnea, îl critică pe Dragnea, îl atacă, îl prezintă, nu știu ce, dar sunt pe găști. Dacă nu ești din gașca lor, poate să te omoare jandarmeria, poate să te calce în picioare, poate să ți se calce orice fel de drepturi. Bă, dacă nu ești în gașcă cu ei, tu nu contezi. Aceeași poveste cu organizațiile civice și cu ONG-urile care pretind că luptă pentru apărarea libertății de exprimare. Există în România, dacă nu știați, Centru pentru Jurnalism Independent, condus de o doamnă, Ioana Avodani, care a luat milioane de euro în ultimii 10 ani finanțări din bani publici sau din bani privați, din bani europeni, ca să lupte echipurile cu dreptul jurnaliștilor la liberă exprimare. În cazul meu, n-au făcut absolut nimic, pentru că și acolo e o gașcă. Ioana Toma, Ioana Avădani cu Mircea Toma sunt o gășcuță de pe vremuri. Nu contează. Dacă nu ești în gașcă cu ei, dacă n-ai o prietenie cu ei personală, pe ei nu interesează. Ei își apără fiecare numai gașca lui, fiecare numai pătrățica lui. De asta poate să fie mafia atât de puternică. Aceeași poveste cu organizațiile civice. Ia durut în cot. N-a venit niciuna să ia atitudine pe acest caz. Toți sunt pe găști, oameni buni. Dacă ești independent cum sunt eu și încerci să nu intri nicio gașcă și să rămâi imparțial și undeva la mijloc, relatând corect lucrurile, rămâi singur și călcat în picioare de instituțiile statului. Singura mea șansă sunteți dumneavoastră, cei care mă urmăriți, și vă mulțumesc din suflet, pentru că dacă dumneavoastră n-ați fi fost, eu n-aș fi avut cum să fac față acestor mizerii. Eu am să mă vedem ce va decide Tribunalul Militar, dacă va fi cale de atac. Dacă nu va fi, mă voi adresa la CEDO, pentru că nu se poate ca niște militari, fără niciun motiv, pentru că rolul lor acolo erau să asigure ordinea și liniștea publică. Eu făceam ce făceau și alți jurnaliști, filmam și puneam întrebări. N-am protestat, n-am ridicat pancarte, n-am făcut nimic, nici măcar n-am stat în fața subiectului, ca să-i blochez subiectului trecerea. Am fost într-o parte și imaginile sunt clare și am pus întrebări dintr-un grup de jurnaliști. Și numai eu am fost extras de acolo și îndepărtat. De ce? Pentru că sunt independent. Pentru că restul pot să-i controleze prin patroni, pot să-i controleze prin contracte de publicitate. La mine nu ține chestia asta. Pentru că eu nu am, patronii mei sunt oameni simpli la care n-au cum să ajungă. Publicitate nu încasez prin regii de publicitate ca să vină ăla să spună: domne, ți anulez contractele. Și atunci se trece la chestiuni fizice. Să nu pot să-mi fac profesia. Sunt undeva, sunt luat abuziv de acolo. Să nu pot să filmez, să nu pot să fac treaba ca orice alt jurnalist. Ori într-o țară civilizată, într-o democrație, într-un stat de drept real, oameni buni, procurorul extindea ancheta, vedea ce ordine s-au dat, în ce alte situații s-a repetat treaba asta. Din păcate, România în anul 2019 funcționează ca înainte de 89. Și nu e o întâmplare că pățesc asta cu jandarmeria, pentru că jandarmeria înainte de 89 au fost trupele securității. Înainte de 89 exact așa lucra securitatea, oameni buni. Te rupea cu bătaia, te reținea abuziv, pe unii a și omorât, vezi cazul Ursu, și n-aveai unde să te plângi. Dacă te duceai tu să te plângi sau vreo rudă, îți mai luai încă o dată bătaie și își lua ruda respectivă bătaie. Și îți inventau ceva și te băgau la pușcărie. Exact asta se întâmplă acum, oameni buni, la 30 de ani de la Revoluție, cu jandarmeria, trupele securității, că nu e o întâmplare. De ce nu e o întâmplare? Pentru că foarte mulți ofițeri superiori din conducerea jandarmeriei sunt fost securiști, oameni buni. Normal că ei țin cu PSD-ul, care e fostul partid comunist. Normal că sunt în gașcă. Cum să iei tu procuror militar când jandarmeria este de notorietate ce au făcut în 10 august până la vârful jandarmeriei? Și aici vorbim de șefii jandarmeriei chemați să fie pus sub urmărire. Și tu, procuror militar, tu nu faci tu personal ancheta, nu audiezi tu personal jandarmii? Tu dai unei divizii a jandarmeriei să ia declarații? Păi nu-i clar că ea vor mușamaliza din moment ce vorbim de chestiuni la vârf? Că aici erau chemați șefii jandarmeriei, cei trei șmecheri care de la conducerea jandarmeriei execută toate abuzurile pentru PSD, pentru Dragnea, pentru șleacta din jurul lui Dragnea. Cucos, Sindile și Cazan. Ăia cărora le-a dat procurorul să facă ancheta sunt subalternii ăstora. Păi cum să faci o asemenea anchetă? Cum să soluționezi astfel un caz, oameni buni? Adică tu te duci la subordonații celor care au dat ordinele abuzive și le spui să ia declarații pentru anchetarea unor ordine abuzive? Deci procurorul nici măcar n-a făcut, el trebuia să-i ancheteze pe ăștia, să ia la întrebări.
Poate că din interogatorii îi venea și își dădea seama de niște lucruri. Nici măcar nu s-a uitat procurorul la aceste înregistrări video ca să vadă că justificarea jandarmilor că au tras de mine și m-au abuzat fizic, ca eu să nu-l împiedic pe Cucoș, căci că eu îl împiedicam, îi împiedicam accesul lui Cucoș, este o minciună. Pentru că imaginile arată că eu am venit din lateralul lui, eu nu am fost în fața lui. Și imaginile arată că în timp ce ei trăgeau de mine, erau 30 de operatori care erau în fața lui și de care n-au tras. Păi dacă scopul lor era să elibereze calea, trebuia să vedem și operatorii aia împinși de jandarmerie. Adică ei au mințit pur și simplu, oameni buni. Și procurorul închide astfel cazul. Eu am explicat toate lucrurile astea în fața judecătorului de la Tribunalul Militar București și o să vedem ce va decide instanța. Eu am să vă țin la curent, așa cum am făcut cu fiecare caz, în detaliu, pentru că toate aceste abuzuri trebuie documentate video până la capăt și trebuie să rămână pentru posteritate, oameni buni. Dincolo de deciziile pe care eu le obțin sau nu le obțin în justiție, rămâne istoria asta scrisă în acest fel, consemnată video. Și dacă nu acum, sunt convins că generațiile viitoare de judecători vor face dreptate, oameni buni. Sunt ferm convins și sper să se întâmple acest lucru.